Ai obosit folosind unelte rudimentare care te încurcă mai mult decât ajută? Lucrurile pur și simplu nu funcționează optim? Te vei bucura să afli că soluția este chiar în fața ta. De-a lungul miilor de ani, omul a învățat să colaboreze cu semenii lui, să lucreze în echipă. Pentru că munca a devenit tot mai specializată, a apărut nevoia de unelte complexe și optimizate. Cum activitatea într-un birou de avocatură nu poate fi decât una de echipă, ea necesită, de asemenea, specializare și unelte complexe și optimizate. Isolex este exact soluția software care acoperă necesitățile complexe ale muncii de avocatură. Aplicația Isolex centralizează și organizează documentația pentru un dosar judiciar, o temă, un proiect și o pune la dispoziția avocatului sau echipei pentru a fi apoi prelucrată într-un singur loc. Isolex permite o organizare eficientă și economisește timp. Soluția noastră software asigură parcurgerea optimizată a proceselor de lucru din munca de avocatură. Soluția software oferă siguranță că toate informațiile sunt bine structurate și complete. Acest avantaj asigură creșterea productivității și execuția mai rapidă și mai eficientă a sarcinilor. Isolex este inovația care permite sincronizarea cu ușurință activităților. Prin intermediul soluției software, sarcinile se împart echitabil, iar informația se găsește simplu și rapid. Activitățile care gravitează în jurul unui client sau dosar sunt grupate în mod inteligent. Prin urmare, ele pot fi transferate cu ușurință altor colegi pentru prelucrare. Isolex este o soluție flexibilă și modernă. Ea oferă o gestiune inteligentă a timpului și a agendelor angajaților, inclusiv de la distanță, astfel încât să ai o perspectivă clară asupra activităților pentru care ești responsabil. Practic, soluția noastră software înseamnă optimizarea activității biroului tău de avocatură. Munca în echipă armonioasă și structurată, precum și timpul economisit, sunt principalele beneficii pe care ți le asigură Isolex. Isolex CRM, din respect pentru profesie. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Mă bucur că ați găsit încă puterea să veniți să vedeți prezentarea noastră acestei soluții pentru munca de avocatură, după pauză de masă. Am plăcerea de a prezenta o soluție pentru munca de avocatură care este rezultatul mai multor ani de dezvoltare și strânsă colaborare cu un birou de avocatură din Timișoara. Despre ce vorbim aici? Vorbim despre o aplicație de tip Customer Relationship Management, adică vorbim despre clienți. Ca atare, noi știm și dumneavoastră știți mai bine decât, la fel de bine ca și noi, că totul în munca de avocatură gravitează în jurul clienților. De aceea este aplicația de tip CRM. În același timp, noi nu ne focusăm în această aplicație numai în a gestiona relația cu clientul, ci și la munca de echipă. Pentru că doar munca de echipă poate să satisfacă un client și poate să ne facă pe noi să avem succes în munca de avocatură. Aplicația noastră este o aplicație care este o soluție de tip client-server. Deci asta înseamnă că este o aplicație care este instalată pe un server al dumneavoastră, iar colegii noastre care pot fi atât avocat cât și personal auxiliar accesează aplicația de pe computerul personal. Am optat pentru această soluție pentru că aceasta este o soluție solidă, sigură, care nu depinde de accesul la internet sau nu. Și foarte important pentru noi a fost faptul că această aplicație are de-a face cu informații foarte sensibile pe care nu le putem pune la risc într-o soluție bazată pe internet cu o interfață de tip web browser. În spatele acestei aplicații se află o bază de date Microsoft foarte puternică care vă oferă niște timp de răspuns și niște funcționalități absolut deosebite care face munca de căutare și de sortare a datelor să fie foarte ușoară și ergonomică. Interfața grafică este foarte, foarte ergonomică, făcută în așa fel încât, fără un efort mare de instruire în a folosi această aplicație, oricine se poate regăsi în ea. Concepția de bază acestei aplicații a fost ca ea să
fie o aplicație din care să nu mai ieși în momentul în care lucrezi, să tot schimbi din aplicații în altele. Ceea ce este, cred că, un element care diferențiază această aplicație față de alte aplicații de pe piață este faptul că, în momentul în care ea a fost concepută, s-a pornit de la premisa că ar trebui să se țină cont de procesele care au loc, procese de lucru într-un birou de avocatură, care să susțină și să se supună stringențelor acestui standard ISO 9001 din 2008. Ca atare, nu este întâmplător faptul că acest ISO din denumirea produsului se află în denumirea produsului, pentru că noi încercăm ca aceste caracteristici ale acestui ISO 9001 să fie, să se regăsească în felul în care aplicația este concepută, și anume trasabilitatea informațiilor, faptul că avem nevoie de anumit feedback de la client, o anumită documentare și arhivare care sunt cerute clar de lege, se regăsesc în această aplicație. Deci cuvântul cheie standard de la ISO se regăsește de cele mai multe ori în această aplicație, și acest standard nu este numai un standard instituit de acest ISO, de această instituție internațională, și noi vrem să credem că este un standard pe care toți avocații din România vor să și-l impună. Și aici ne întoarcem, de fapt, la sloganul acestei aplicații, și anume, din respect pentru profesie, am vrut să se regăsească cât mai multe standarde de profesionalism în această aplicație. Și credem că ea va satisface pe foarte mulți din cei care ar dori să o folosească. Am să dau mai departe cuvântul colegului meu din echipa Ezolex, Filip Paunovici, care vă va arăta efectiv funcționalitate în care cred că vă veți regăsi. Mulțumesc. Bună ziua! Mulțumesc lui Alexandru pentru introducere și pentru informațiile care le-a pus la dispoziția dumneavoastră, să fie mai facil accesul în ceea ce înseamnă Isolex. Soluția pentru avocatura de business. Urmează să prezint, datorită faptului că avem timp relativ scurt, câteva aspecte esențiale din această aplicație. Acestea ar fi administrarea dosarelor de instanță, administrarea proiectelor de consultanță juridică și sistemul de notificări al aplicației. În acest sens, avem patru categorii de dosare, le-am grupat să fie cât mai facil pentru activitatea de zi cu zi, și sunt, de fapt, tipurile de dosare care le regăsim în activitatea oricărui avocat. Avem dosarul prejudiciar, un dosar inițial, să spunem așa, dosarul judiciar, dosarul de insolvență și, de multe ori, ajungem la finalitatea executării silite. Avem pe acest slide niște informații, un print screen din ceea ce reprezintă dosarul prejudiciar. În aceste detalii putem regăsi informațiile despre client, în partea din stânga sus, calitatea procesuală, informațiile care se regăsesc de obicei în orice acțiune, să spunem, tipul dosarului, un număr intern care este preluat și generat automat de dosar, data înregistrării acesteia, putând să generăm ulterior statistici pe baza acestora, detalii despre obiectul dosarului, materia juridică, valoarea obiectului, și, după cum vedeți, pe coloana din mijloc, avem responsabilii de dosar. Aici e un concept care l-am avut în vedere, întrucât un dosar tot timpul este în responsabilitatea unei persoane, a două persoane, a trei persoane, nu a întregului colectiv. Și atunci este un personal, este un avocat principal, cum l-am numit aici, o persoană secundară și cineva suplimentar, spunem noi. Aceștia sunt structurați în felul acesta pentru că tot ce se întâmplă în aplicație, interconexiunile care se regăsesc în aplicație,
îi privește pe aceștia trei. Dacă, de exemplu, se adaugă un document la acest dosar, cei trei vor primi notificare. N-are rost să primească și secretarea, n-are rost să primească cineva care nu se ocupă de acel dosar. Mai departe avem informații cu privire la contractul care este semnat cu clientul, chiar dacă acolo este un spațiu liber, acesta se completează dacă este introdus în aplicație, desigur. La fel și cu privire la împuternicirea avocațială care se generează. Ulterior avem informații despre adversari, despre alte părți care sunt parte în acest dosar și, desigur, o scurtă finalizare a acestui dosar, favorabil, satisfăcător sau nefavorabil, am propus noi. În situația în care dosarul prejudiciar nu se finalizează favorabil și trebuie să trecem la următorul tip de dosar, la dosarul judiciar, dosarul în instanță, avem funcționalitatea ca, prin apăsarea unui singur buton, să convertim dosarul prejudiciar într-un dosar judiciar și apoi toate informațiile care au fost preluate din dosarul prejudiciar se regăsesc în dosarul de instanță, să spunem. Aici putem să vedem un print screen cu ceea ce cuprinde dosarul judiciar. La fel, aceleași informații despre client, despre termen, despre numărul intern, la care se mai adaugă câteva informații specifice, cum ar fi, de exemplu, detalii despre instanță. La dosarul prejudiciar, desigur, nu regăsim această informație, pentru că încă nu este cazul. După cum puteți vedea, avem informația acces web, da? Linkul către dosarul care se găsește pe portalul instanțelor de judecată. Cu un simplu click, deschizi exact dosarul respectiv, vezi toate termenele, tot ce s-a întâmplat acolo. Această preluare se face în mod automat, nu trebuie să facem noi nimic manual. O altă funcționalitate și un lucru bun pe care îl propunem este informația despre comunicarea hotărârii și a termenului de atac, partea de jos. Dacă vrei să exerciți o cale nouă de atac, notezi momentul în care ai primit hotărârea, termenul în cauză și aplicația îți calculează câte zile mai ai până la acel termen. Cu câteva zile înainte primești o notificare prin care ești informat, ok, vezi că există un termen care trebuie să îl păstrezi. Spun câteva zile pentru că aceste termene, 2-3 zile, 5 zile, pot fi ajustate de fiecare în parte după cum apreciază. Dacă consideri că ai nevoie de doar 2 zile, atunci aplicația doar la 2 zile te va notifica. Dacă vei avea nevoie de 2 săptămâni, să spunem, acea notificare va veni așa cum o vei stabili. Partea de sus, ce e marcat cu roșu, avem niște taburi suplimentare, noi le spunem taburi, prin care putem obține informații despre instanță, despre termene, despre adversari. Avem un manager de fișiere, de toate fișierele care sunt necesare în acel dosar sunt integrate acolo, și teme și atenționări. Pentru că nu ne permitem să intrăm în foarte mare detaliu, mă voi opri la partea de termene. În acest sens, același dosar judiciar cuprinde, așa cum am spus, informația ce se preia de pe portalul instanțelor de judecată. Avem în acest exemplu 5 termene care au fost introduse și se preia, desigur, informația ce este furnizată și online. În continuare, avem în linia mediană, sper că se vede bine și la dumneavoastră, avem informații despre momentul în care a fost informat clientul despre ultimul termen și aici ajungem mai departe la partea de rapoarte generate automat de către aplicație. Dar până să ajungem acolo, avem funcționalitățile din partea dreaptă,
unde putem noi în mod manual să adăugăm un termen. Nu e neapărat să așteptăm după aplicație să preia automat. Dacă noi vrem să-i o luăm înainte, avem și o posibilitate în acest sens. La fel putem să ștergem un termen dacă l-am introdus greșit noi și tot la fel putem să creăm teme sau task-uri, de exemplu, pentru un anumit termen. Să spunem că la termenul care urmează trebuie să redactăm niște concluzii scrise și apoi selectăm această opțiune de creare temă, asignezi unuia din avocați sau mai multor avocați și toată această treabă se preia direct din partea de dosare. O să ajungem un pic mai târziu și să dezvoltăm și partea de teme. De ce am marcat partea de tabul de listă de e-mail-uri? Pentru că este o funcție care ajută într-un mod evident activitatea de zi cu zi, în sensul că în momentul în care ai introdus un client, să spunem că are 30 de angajați și organe de conducere, pe organele de conducere de obicei le introduci și ai o evidență cu cine e director general, cine e director financiar, pozițiile mai înalte din companie. Și atunci, dacă în dosarul de față avem de-a face cu directorul general, cu contabilul și cu secretara, informarea care va fi trimisă din cadrul acestui dosar, pentru acest dosar în mod special, va fi făcută strict către directorul general, directorul financiar și secretara. Dacă într-un alt dosar, să spunem că avem un litigiu de muncă, vom trimite, să spunem, la directorul general, la directorul de resurse umane și la alte două persoane. Acel dosar va memora adresele de e-mail și contactele acestor persoane și de fiecare dată, la fiecare termen, când tu vrei să trimiți un e-mail, o informare, un raport de informare cu privire la acel termen, va fi automat preselectat. Deci nu mai trebuie să facem acea muncă manuală de fiecare dată, în fiecare dosar. În acest sens, noi propunem un raport de termene prin care căutăm să simplificăm munca întregului colectiv. Dacă suntem 50 de persoane în la societate, în casă de avocatură, sau că suntem 3 persoane, acest raport de termen care îl propune Isolex ajută la unificarea modului de raportare la client. Dacă eu, de exemplu, ar scrie, stimate domnule George, ar fi corect să spun, stimate domnule Popescu George, poate nu ne permitem încă să folosim numele mici. Și atunci evităm astfel de exemple în care cineva concepe într-un fel, altcineva concepe într-un alt fel și folosim acest raport de termen unde avem informații preluate în mod automat, ce am arătat înainte că se preia de pe portal, toate cele date se introduc în acest raport automat, fără să scriem noi nimic. Avem date despre clientul în cauză, despre calitatea procesuală, adversar, obiectul litigiului, informarea ce s-a preluat de pe just sau dacă dorim noi să adăugăm ceva în plus, numărul dosarului, instanța, faza procesuală și materia juridică. Asta este jumătate din raportul care din întreg. Și aici este cea de-a doua jumătate, unde cu roșu avem marcat atenționările care am vrea noi să le aducem în atenția clientului cu privire la acel termen. Deci pentru fiecare termen creăm un raport de termen care, selectând acea listă, din acea listă, da, cu două clicuri noi creăm acest raport de termen și apoi prin e-mail se duce la acele adrese de e-mail. Mai departe, așa cum am spus, cele patru dosare, cele patru tipuri de dosare, avem dosarul de insolvență și, desigur, dosarul de executare silită. Aici aș dori să evidențiez câteva aspecte distincte. Desigur, avem nevoie de
în dosarul de insolvență, cel din stânga, acesta este de insolvență și acesta este de executare silită. Avem și cu bold marcat. În dosarul de insolvență, ce este specific este data limită pentru cererea de depunere a creanței. Când am primit notificarea de deschiderea procedurii, simplu a intrat, s-a înregistrat acest termen. Și la fel cum avem acel raport de termen, care se emite într-un mod automat, avem generare cerere de creanță. Desigur, este un model care poate diferă de la un avocat la altul și atunci este perfect customizabil. Dacă cineva dorește să-și pună logo acolo, poate să-l pună, dacă cineva preferă fără, la fel de bine. Toate informațiile care sunt preluate în dosar, datele clientului, numărul de dosar, instanța, deci toate aceste informații vor fi preluate automat în cererea de creanță. Și atunci, pentru că de puține ori avem particularități foarte mari, această generare de cerere de creanță ajută foarte, foarte mult. O altă particularitate este butonașul acela care, printr-un singur click, ne deschide clientul pentru care am creat acest dosar. Nu mai trebuie să pierzi vremea căutând într-o altă listă, ci direct din dosarul în care deja lucrezi, accesezi informațiile despre client. De exemplu, îți trebuie cuiul sau jiul, un simplu click îți afișează aceste informații. Trecând mai departe la dosarul de executare silită, la fel o particularitate este informația cu privire la cererea de încuvințare a executării silite, având în vedere că dosarul de executare nu petrece foarte mult timp în instanță, de cele mai multe ori. Acesta este un lucru binevenit pentru că putem să urmărim stadiul încuvințării și la fel, nu este cuprins în această imagine, dar avem posibilitatea de a adăuga contestații la executare. Și la fel se creează un dosar nou și de acolo totul este legat de acest dosar de executare. Toate aceste dosare sunt legate de partea de teme și notificări. Partea de teme este dezvoltată și ajută foarte mult la administrarea proiectelor. În cadrul unei teme poți să vezi ce a făcut fiecare avocat, să spunem, sau toți ceilalți care sunt parte în acea temă, poți să urmărești, să o temă este creată în ideea de a cuprinde și o perioadă lungă de timp. Un dosar cuprinde foarte multe informații care într-o temă sau într-un proiect nu s-ar încadra. Nu este specific unui dosar. Dar cum avem detaliile temei? Sunt informații care sunt accesibile persoanelor care lucrează strict în acea temă. Dacă suntem 5 avocați și doar 2 dintre noi lucrăm în tema respectivă, ceilalți nu o să-și bată capul cu nimic legat de această temă. Nu o să primească notificări, nu o să primească alerte, nu o să aibă treabă cu așa ceva. Dar cei care sunt în temă, aici avem o listă de destinatari. Avem un responsabil principal, cel care coordonează proiectul, cel care coordonează tema, fie că este o temă de anvergură mică sau de anvergură mare. Și putem să urmărim tot ce s-a întâmplat în legătură cu acea temă. Putem să avem teme pe client, putem să avem teme pe dosar specific, cum am spus la un moment dat, aveam și teme pe termene. Un aspect foarte, foarte important este faptul că la temă putem să adăugăm fișiere. Cele de aici putem să le atașăm fie de pe calculatorul nostru, fie din cadrul aplicației, să le preluăm dintr-un loc și să le mutăm în altul. Și nu trebuie să lucrăm cu
mai multe ferestre sau cu mai multe, nu știu, programe ca să, să putem manageria acele documente. Avem o parte de informații generale care privește pe toată lumea din temă și o parte de informații, de detalii individuale. În acest sens poți să-ți setezi statusul tău, dacă din ce te privește ai terminat tema sau nu, progresul în cazul în care ești în lucru și poți să-ți setezi foarte bine memento-ul sau alarme, notificări care să te ajute să nu uiți sau să ai în vedere acea temă. Partea, iarăși, care vine în ajutor este aceasta de istoric. Tot ce se întâmplă în acea temă, orice informație legată de faptul că cineva a citit o temă, faptul că și-a închis tema, faptul că a lăsat o notă care ulterior să poată fi văzută de ceilalți, se păstrează în acea parte de istoric. Și dacă ne interesează, de exemplu, peste un an de zile să aflăm cum a decurs tema respectivă, este suficient să găsim, să identificăm tema și luăm de jos în sus tot istoricul și este foarte, foarte ușor de administrat. Pentru că am spus de memento-uri și alarmă, putem să trecem la partea de notificări, care sunt grupate pe mai multe categorii. Notificări pentru situația în care avem un termen nou preluat de pe portalul instanțelor, notificări în situația în care la temă s-a adăugat ceva nou, ai vrea să știi, notificări în situația în care cineva pur și simplu îți trimite un mesaj, un fel de chat intern, notificări pentru modificarea termenului limită. Ok, putem să ne descurcăm și fără acelea. Notificări în situația în care s-a adăugat un fișier la o temă, da? la un dosar, ce scuze. Și toate aceste notificări ne ajută să eliminăm sincopele, să eliminăm situațiile în care nu știm unde ne aflăm cu stadiul unui dosar sau cu stadiul unei teme. Sunt lucruri care Isolexul le propune și le considerăm extrem de utile. Sunt lucruri care au fost dezvoltate și perfecționate în decurs de câțiva ani. Și în acest sens aș vrea să-l invit pe domnul avocat Moțec Ștefan să spună două cuvinte din perspectiva utilizatorului și nu a dezvoltatorului din punct de vedere tehnic. Mulțumesc! Bună seara! Nu o să vă rețin, doar vreau să fac o constatare. Între prezentarea unei aplicații și utilizarea este o diferență imensă. Stând acolo în spate, mai ales când nici nu se vede ceea ce s-a prezentat, este foarte greu să-ți faci o imagine despre o aplicație. Ceea ce pot să confirm este faptul că de peste un an de zile folosim această aplicație în cadrul cabinetului de avocatură. El a fost croit și răspunde nevoilor reale ale unei entități. Avocatul individual poate să lucreze cum vrea. Chiar și 2-3 avocați se înțeleg și se organizează ad hoc. Atunci când depășești un anumit număr de personal într-un cabinet de avocatură, și asta o știu din experiența personală, este greu să coordonezi acea activitate. De la 5-6 persoane în sus am constatat că deja apare oboseala la cel care coordonează activitatea, intervin scăpări și așa mai departe. O aplicație care vine să organizeze și să standardizeze un sistem de lucru este binevenită și asta cred că majoritatea recunoaștem lucrul acesta. Dar la fel de bine, unii dintre noi poate știm și am trecut prin experiența asta, dacă nu ai aplicația potrivită, te iei cu mâinile de cap. În 2009 am cumpărat o aplicație și experiența a fost una, din păcate, nefericită. Un an de zile ne-am chinuit cu ea și am renunțat. Și atunci am mers pe crearea unei aplicații care să corespunde la modul real nevoilor unui birou de avocatură, nu să te încurce, să-ți consume timp, ci să te ajute și să preia activitatea de rutină din cadrul cabinetului de avocatură și să o prelucreze în mod automat. În felul acesta, sigur, îți rămâne mai mult timp pentru
aprofundarea cunoștințelor juridice pentru altceva care ține de avocatură, iar nu avocații să facă munca de birou și de secretariat. Prezentarea nu a fost suficientă ca să vă convingă, așa asta am constatat eu stând acolo în bancă, dar în măsura în care sunteți pe punctul de a opta pentru o aplicație și pe piață, din fericire, sunt destule aplicații, este important să studiați foarte bine înainte de a lua o decizie. Nu vă doresc altceva decât în cadrul cabinetului dumneavoastră să aveți o muncă eficientă și să fie chiar și plăcută. Vă mulțumesc frumos!